Are un masterat la Universitatea din Virginia și o diplomă de licență la Universitatea Notre Dame. Vorbește în limba rusă, ucraineană, thailandeză și germană. Pe site-ul oficial al Casei Albe scrie că Logsdon este membru de carieră al Serviciului Superior de Externe cu rangul de consilier ministerial și șef de birou la Subsecretariatul pentru Creștere Economică, Energie și Mediu. Potrivit portalului de știri egaily.com, anterior acesta a fost șef adjunct de misiune diplomatică la ambasada SUA la Berlin, Germania. În calitate de însărcinată din interim cu afaceri din ianuarie 2017 până în mai 2018. Totodată, Logsdon a activat în calitate de director al Centrului de Operațiuni, director al Oficiului pentru Afaceri Rusești și are în palmarez ani lucrați în Georgia și Ucraina. La Tbilisi, acesta s-a ales cu funcția de șef adjunct al misiunii diplomatice. Rezultatul politicii Washingtonului în Ucraina și Georgia este deja cunoscut. Țările merg pe calea NATO, ce-i drept perspectiva că vor deveni membri ai Alianței Nord-Atlantice este una îndepărtată. Am putut afirma oare că odată cu venirea majorității parlamentare pro-europene în Moldova, forțele SUA vor pune în aplicare un scenariu similar celui din Georgia și Ucraina? În cadrul unui comentariu oferit postului nostru de televiziune, politologul Corneliu Ciurea și-a exprimat speranța că noii reprezentanți ai misiunii diplomatice SUA vor fi diferiți de cei care lucrează în Ucraina sau Georgia. Ciurea s-a referit atât la prioritățile pe care și le-a punctat, cât și la retorica generală. Понятно, что в Украине и Грузии американские действия более радикальны. В Молдове, ну, в последнее время посла Хогана отвечала сверхактивность или гиперактивность. И мы надеемся, что все-таки произойдет определенная смена акцентов, и нынешний посол будет вести более такую спокойную жизнь дипломата. Indiscutabil, Kent Logsdon este omul Washingtonului. Întrebarea e dacă cu venirea acestuia relațiile dintre Chișinău și Washington vor lua o turnură diferită și dacă noile modificări ar putea afecta situația în regiune. Смена парадигмы, я думаю, не произойдет. Понятно, что американское видение ситуации здесь в Восточной Европе предполагает определенное сближение Молдовы, Украины и Грузии как некоего пояса по сдерживанию России, это или как пояс, который приближается к России и использует так называемый захват Анаконды. Цель американской дипломатии была достигнута, их кандидат победил на выборах, поэтому можно сейчас немножко передохнуть и прислать не обязательно человека, который знает и что такое спецоперации, а просто дипломата, который будет помогать руководству Молдовы в выполнении своих обязательств. Este demn de remarcat că viitorul ambasador este specialist în energetică, un domeniu îngust de activitate. Este oare o coincidență că un asemenea expert este trimis în țara noastră, luând în calcul tentativele guvernelor anterioare de a diversifica sursele de import ale energiei electrice? Un exemplu elocvent în acest sens ar fi construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, scopul proiectului fiind de a reduce dependența țării noastre față de furnizorul rus Gazprom. Cum vor evolua lucrurile în acest sens? Urmează să vedem. Olga Ziatkovski, Accent TV.